condamnarea oricăror forme de antisemitism, discriminare rasială, xenofobie și intoleranță. Cu prilejul vizitei întreprinse ieri în Israel, de primarul Victor Ponta au fost semnate 15 acorduri de colaborare bilaterală în mai multe domenii, prezentate de oamenii erau la fel de mulțumiți azi, adică chiar acum. Doresc un răspuns prin poșta electronică în aceeași zi sau, dacă se poate, în același minut și sunt certat că nu am... ...săpătării și implicarea săpătărilor din Israel în proiectul ULAI, este acordul de mediu, pe colaborare economică, educație, cercetare, cultură, tot ceea ce ține de colaborarea între două state care au relații foarte bune și foarte bune. La tema discuțiilor de la Ierusalim a figurat și situația din Orientul Mijlociu, iar premierul Victor Ponta l-a asigurat în context pe omologul său israelian de sprijinul României pentru identificarea unor soluții care se ducă la pace în regiune.